seara și bun găsit la ediția specială din această seară. Discutăm despre cum ne vor influența astrele în următoarele 3 luni, despre echinocțiul de toamnă și solstițiul de iarnă și care sunt influențele astrale din această perioadă. Ce pericole, avertizări, dar și ispite avem în această toamnă, dar și previziunile detaliate pentru fiecare zodie în parte, le aflați în doar câteva momente, însă pentru început îi spun bună seara doamnei Mariana Cojocar. Bună seara! Doamna Cojocaru, înainte să aflăm ce previziune astrală ne așteaptă în această săptămână, dar și în această toamnă, aș vrea să punctăm evenimentul tragic, nefericit, din această săptămână de pe scena politică, și anume dispariția lui Corneliu Vadim Tudor. Cum a fost marcată această zi de 14 septembrie pe harta astrală atunci când ne referim la Corneliu Vadim Tudor? Astrele indicau această dispariție? Trebuie să luăm, să analizăm într-un context mai larg, pentru că domnia sa, Dumnezeu să-l ierte, a fost săgetător și săgetătorii în zodiac sunt recunoscuți ca fiind cei care, se spune, trec cel mai repede la cele sfinte. Eu cred că avem o energie pe care avem dreptul să o consumăm pe parcursul unei întregi vieți și cu cât consumăm mai repede această energie, cu atât, iată, riscăm să plecăm, deși se spune că viața este o penitență și nu neapărat trecerea dincolo. Dincolo, faptul că a fost o zi însorită a fost chiar un semn că Dumnezeu l-a iubit și l-a luat de-a dreapta sa. Acum, astrograma indică faptul că la naștere, după cum vedeți, soarele era conjunct cu Mercur, dar și cu Chiron. Chiron este lecția de viață, Mercur este planeta comunicării, drept dovadă că era un excelent comunicator, dar și lecțiile de viață, cele mai dure, tot de acolo i-au venit ca un efect de bumerang. Cuvintele sunt vii, spunea părintele Arsenie Boca. Și iată că în momentul în care discutăm de domnul Vadim Tudor, ne aducem aminte de faptul că era un excelent orator. Era o enciclopedie, ține aminte, date pe care noi, iată, oamenii, nu știu dacă reușim să le asimilăm, să magazinăm o cantitate atât de mare de informații. Spuneam că trebuie să luăm într-un context mai larg. În anul 2013, Saturn intra în Scorpion, cea de-a 12-a casă pentru săgetător, acolo unde sunt afecțiunile cronice. Și el în 2013 a avut un semnal de alarmă serios, da, pe sănătate, semn că trebuia să schimbe ceva, să trateze, să schimbe modul de viață, să fie mai calm, mai temperat, mai cu minte. Dar era un temperamental, un temperament coleric, este foarte greu de strunit, foarte greu de stăpânit și vă spun eu ca și psiholog că oamenii se schimbă foarte greu și pe decursul a unei perioade foarte lungi de timp. Iată că domnia sa ardea ca o flacără vie în permanență, la fel de repede se irita, dar tot la fel de repede și trecea. Iată că acela Saturn, acum reîntors în zodia Scorpionului din săgetător, zodia domniei sale, ce a făcut? A reactivat. Și spuneam la horoscop când făceam analizele, a reactivat afecțiunile cronice din trecut. A plusat în zona în care, acolo unde erau chestiunile grele, dificile, lucrurile, iată că au scăpat de sub control. Vreau să mai spun că aceeași casa 12-a este în opoziție cu casa muncii. Cum avea atât de multe probleme la locul de muncă, cum îmi place mie să spun acolo, la ziar, cu atâtea greutăți, cu perioada aceasta de criză, și chiar de asta și spuneam de ultimii ani de zile, pentru că săgetătorii au fost puternic afectați în acest sens, iată că toate aceste probleme, toate aceste greutăți, da, au dus în punctul acesta. Doamna Cojocaru, se putea evita această perioadă
nefastă? Se putea evita acest eveniment tragic din familia lui Corneliu Vadim Tudor? Din punctul meu de vedere, ca și specialist, aș spune că da. Dacă din 2013 domnia sa ar fi schimbat modul de trai, ar fi devenit mai temperat, s-ar fi retras oarecum. Nu spun că trebuia să nu mai fie activ, dar spun că putea să delege sarcinile, a avea fetele, a avea oameni de încredere, putea să găsească surse de finanțare pentru proiectele respective, iar el putea să stea 3 zile, măcar pe săptămână, mai liniștit. Știu că avea o căsuță la munte unde se putea retrage, în așa fel încât, iată, să echilibrăm balanța aceasta între efortul depus, stres, acoperirea datoriilor care reprezenta o grea povară în sensul acesta, așa, dar datorită probabil mândriei, orgoliului, nu a reușit, iată, să facă lucrul acesta, pentru că toată lumea avea încredere în el, în familie, toată lumea se baza pe el, în zona prietenilor, anturajului, colegilor de muncă, subalternilor, la fel. Și atunci era o legătură foarte strânsă. Lui îi plăcea să rezolve, cred că, toate aceste lucruri și să ofere celor dragi. Iată că lucrul acesta trebuia, iată, schimbat din timp, da? Din 2013 era suficient timp, iată, ca să aibă mai multă grijă de propria lui sănătate, să se izoleze oarecum, să se odihnească mai mult. Mă rog, așadar, noi nu avem dreptul nici să judecăm. Fiecare alege și liberul arbitru în astrologie este cel care întotdeauna îți oferă șansa, da, să alegi ce vrei să faci cu viața ta. Așadar, doamna Cojocaru, ar trebui să înțelegem că toate aceste evenimente neplăcute vin ca niște avertizări în momente, da, cheie în viața noastră. Aici intervine liberul arbitru, atunci când ar trebui să facem alegerea corectă, care să ne influențeze viața în bine. Pentru că se știe deja, e un dicton în astrologie, astrele predispun, omul dispune. Dacă noi alegem o cale corectă, atunci ne va fi bine. Dacă noi alegem o cale proastă, atunci evident că la un moment dat efectul de bumerang devine activ și ne lovește. Efectele nefaste vin așadar atunci când există un dezechilibru important în viața noastră, tocmai pentru a ne reechilibra. Trecem la această perioadă, două evenimente importante, echinocțiul de toamnă, solstițiul de iarnă în decembrie. În ce fel ne vor afecta aceste evenimente astrale în perioada aceasta? Sigur, vom analiza exact perioada aceasta între echinocțiu și solstițiu. Mâine este echinocțiu de toamnă și se spune că într-o astfel de zi, când începe cu adevărat toamna astronomică, este foarte indicat să facem un astfel de horoscop, în așa fel încât acolo unde ziua este egală cu noaptea, acolo unde soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând prin punctul autumnal din emisfera nordică, intră în cea sudică, toate lucrurile se schimbă. Se schimbă în sensul în care, iată, natura care a dat rod intră în zona aceasta de odihnă și de relaxare, în zona în care zodiile solare sau oamenii solarieni au alte priorități, gândesc mult mai matur, gândesc la nivel macro, nu mai sunt atât de individualiști și țintiți pe obiective doar personale. La putere vin oamenii aceștia și zodiile care sunt generoase, care gândesc pentru semenii lor, acum se schimbă la nivel social, administrativ lucrurile, mișcările sunt la nivel macro, este ceea ce numim noi vara,
ca un microcosmos terestru și psihologic, da, ca și structură, intrăm în zona de macrocosmos, acolo unde intuiția, acolo unde pregătim grâul pentru germinare, acolo unde lucrurile intră într-o altă zonă mult mai profundă, mult mai subtilă și mult mai apropiată de spiritualitate. Este o perioadă în care avem aspecte interesante pentru că analizăm un trimestru întreg, un Saturn care a reintrat în săgetător și care ne marchează lunile noiembrie și decembrie, când soarele va trece, iată, prin zodia scorpionului și prin zodia săgetătorului. Debutul are două conjuncții importante, pentru că pe data de 23 soarele va intra în zodia balanței și va face două conjuncții importante, una cu Junon, cea care desemnează partenerul perfect, și cea de-a doua cu Lili, cea care desemnează partenerul secret. Deci, iată cum se joacă astrele cu destinul nostru, în sensul în care parcă jucăm la două capete. Parcă trebuie, ca la în tenis, să fugim de pe un teren pe terenul celălalt adversarului și tot noi să plasăm mingea, să ne găsim parteneri atât care să fie demn de noi, la vedere, dar întotdeauna în spate să existe un parteneriat, o mezalianță secretă de unde să afli informații, vești la fel de importante. Pare un teren minat în perioada următoare, diplomația, dar și atenția. Este interesant, nu neapărat minat. Discutăm după data de 10 octombrie, când axa de destin va trece în zodia Fecioarei și cea Peștilor, acolo unde este și axa de destin a României. E, acolo lucrurile, într-adevăr, datorită bilanțului care va veni, ne va arăta dacă vom intra în Valea Plângerii sau vom păși pe o cale însorită. Mergem și la horoscopul detaliat și sunt tare curioasă să aflu, de exemplu, pentru berbeci, ce se întâmplă în această perioadă de 3 luni de zile, cum spuneam, până la solstițiul de iarnă din decembrie. Gemenii. Gemenii, pentru că Mercur este retrograd în balanță, acolo va intra soarele, este clar că pe acest debut de toamnă la echinocțiu trebuie să fie cu ochii în patru și să înțeleagă anumite lucruri foarte importante cu care, ea spune, eu, iată, lecții de viață, de altfel, cu care să reușească apoi să depășească orice fel de obstacol. Dacă mi este permis, voi face o metaforă, în sensul în care voi spune că trebuie să înțeleagă de ce șvaițerul are un gust atât de bun. Pentru că are găuri. Prin urmare, veți trece printr-un proces de maturare, ca să nu zic maturizare forțată, și veți înțelege că toate lucrurile rămase așa, într-un colț de etajeră, într-un unghier al sufletului, toate, hai să zic, micile astea nemulțumiri ascunse, deși voi sunteți senini și joviali și prietenoși și niciodată nu arătați neapărat această latură, toate aceste lucruri, datorită lui Mercur retrograd, trebuie soluționate. Este vorba de afect, este vorba de sentimente, soarele, iată, va intra în cea de-a cincea casa horoscopului, acolo unde sunt emoțiile și trăirile intense, și tot acolo sunt și copiii, în așa fel încât cei care simt că au responsabilitatea de a se ocupa de copii, de a se implica serios în viața sau în educarea lor, vor face acest lucru. Există într-adevăr riscul de dispută, de ceartă în relația sentimentală, deci mici furtuni în paradis, dar sunt ca furtunile într-un pahar cu apă, pentru că Mercur va reveni la sentimente mai bune și nici nu e bine să stai bosunflat toată ziua, spun eu.
Iar în relația cu cei mici, la fel, se spune că unii gemeni pot avea parte de surprize de la copiii poznași. Dar cum nici gemenii nu sunt foarte maturi din punctul meu de vedere și rămân toată viața niște copii, vor găsi ei cea mai bună soluție ca să-i împace pe cei mici, să-i premieze, să revină, iată, la sentimentele bune. Dacă trebuie să învețe, le vor oferi tot felul de premii, mai mici sau mai mari, de bonusuri, se vor coborî la mintea lor și se vor juca împreună sau o vor face în așa fel încât să spună pe înțelesul copiilor ce au de înțeles din lecțiile de la școală și tot așa. Deci gemenii dinamici, cum sunt, se pot gândi în toamna aceasta cum să atragă beneficii din muncă, din creație, din proiecte independente. Așadar, o perioadă pentru gemeni în care tot atenția pare să fie concentrată asupra copiilor și vor reuși să răzbească fără dar și poate. Pe de altă parte, se pare că vor avea parte și de ceva tensiuni, certuri, dar minore în comparație cu ce ar putea să fie. Pe de altă parte, veniturile par să fie sporite pentru că ei au parte de creativitate, pentru că sunt extrem de dedicați la locul de muncă, așadar răsplata nu va fi întârziată. Am revenit la România TV și aflăm horoscopul detaliat pentru fiecare zodie în parte pentru săptămâna viitoare. Berbecul. Săptămâna aceasta, prada va fi în mâinile tale. De aceea trebuie să o ții foarte bine, altfel îți poate aluneca norocul printre ghiare. Taur. Schimbările săptămânii viitoare, provocările ei ies din tipare, nu respectă reguli și sunt și destul de dureroase. Atenție la sănătate. Gemeni, conjuncția Soare-Iunon, dar și Mercur retrograd vă tulbură foarte tare și se vrea un fel de joc de șoarecele și pisica în plan afectiv. Rac, se împart, se reconfigurează taberele, se distribuie sau redistribuie sarcini, se fac reproșuri, treceți printr-un proces destul de dificil, atenție la defecțiuni și incidente domestice. Leu, păstrați-vă luciditatea și acționați foarte calculat, în deplină cunoștință de cauză, pentru realizarea unui vis mai vechi. Fecioara, opoziția Jupiter-Neptun retrograd vă obligă să analizați, să luați în calcul și neprevăzutul. Medalia are întotdeauna și un revers, țineți cont de el. Balanța, evenimente în cascadă ce vin în săptămâna viitoare vă vor lua prin surprindere. Poți prinde peștele cel mare, atenție. Scorpion, conjuncția Soare-Iunon, Soare-Lilith anunță informații de tot felul, contradictorii, schimbări de plan de la o zi la alta. Săgetătorii luptă, aș spune eu, și vor să înțeleagă ceea ce urmează să aibă de făcut. Spun eu că e o misiune destul de dificilă pentru că săptămâna este controversată. Capricorn, agitații mari, dar totul poate să se termine cu bine dacă veți fi atenți la avantajele, persoanele care vă sunt aliate și persoanele care vă sunt potrivnice. Vărsător, trăiți foarte intens în perioada următoare. Dacă cineva acolo sus vă iubește, veți fi recompensați, dacă nu veți fi aspru pedepsiți. Și pești au parte de noi.